Gata, bă, bă. Deci, într-un magazin era scoară la prețul de 2000 de lei pe metru. Deci într-un magazin. Într-un magazin. Era scoară la prețul de 2000 de lei pe metru. 2000. 2000 de lei pe metru. Pe metru, așa scrie, da? Așa. Aducându-se scoară de aceeași fel, în valoare de 480.000 de lei. Deci, total. Da. De 480. S-a mai adus. 480.000 de lei. Așa, întregul metraj a devenit de 4 ori mai mare decât înainte. Deci toată asta este egal cu 4 ori... Cât ori fost înainte? Că nu știu cât da, fost. 4 ori. Ulea. Da, deci... iarăși total... Total metraj... egal cu 4A. Câți metri de sfoară? 4A. Și prin A am notat... numărul de metri. Numărul metrilor care existau. Da, la început. Câți metri de sfoară au fost aduși, au fost la început? Și am o idee. Numai dacă mă lăsați să o spun. Ia să vedem, da, un pic să înțelegem noi problema. Da. Tu ai te gândit un pic, dar noi n-am gândit deloc. Nu, nu m-am gândit deloc. Eu sunt acum în pas cu voi. Hai. Să iau și eu și prietenii noștri ca să înțeleagă și ei. Deci, era un val acolo, un ghem mare de sfoară, da? Așa. Dar, în total, prețul la respectiv era de 200 de lei pe metru. Pe 200 de lei pe metru, nu așa spune? 2000 de lei pe metru. S-a adus după aceea încă un val de sfoară, încât prețul pe care trebuia să-l preluăm de pe după vânzare ar fi fost de 480.000 de lei. Și 480. Ce știm este că numărul 200 și aflăm câți metri, dar că nu știm câți metri erau la început. Ba știm! Nu, adică noi trebuie să aflăm câți metri erau la început, adică nu ne dă. Dar știți ce m-am gândit eu? Zim. Că putem să facem 480.000 împărțit la 2000. Ca asta aflăm... a spus și ea. Dar numai că noi acolo nu putem să facem chestia asta, ca să fie altfel. Păi, uite, adică, cum să spun eu? Nu știu cum să aflăm. Păi, deci 480 împărțit la 2000 ca să avem câți metri sunt în total în magazin. Și apoi facem împărțit la 4, ca să aflăm câți metri era la început. Da? Deci așa este. Luca îți zice că numărul metrilor e de 4 ori mai mare. Păi am scris doar așa de asta. Așa. Deci prin a numărul metrilor care existau. Și acum numărul total de metri este de 4 ori. E bine, cum spune, da? Deci facem așa. 480.000 împărțit la 2000. Cum se face împărțirea asta ca să ne-am gândit? Păi tăiem cei 3 de 0 de la un cap. Și la... asta. Avem 480 împărțit la 2, care ne dă 240. Face 240 de metri. Și atunci... metri în plus. Total. Da, total. 240 împărțit la 4. Așa că zice, acum e de 4 ori ce a fost înainte. Care ne dă 60. 240 împărțit la 4. 60. 60 de metri la început. Deci au. Au egal cu 240 împărțit la 4 și egal cu 60 metri. Deci, terminat problema. N-a fost dificilă, nu? Nu. La demarea noastră. Alte probleme. Da. Dragoș are de 4 ori mai mulți bani decât Tudor. Deci... Dragoș.
Deci Dragoș are de 4 ori mai mulți bani decât Tudor. Dragoș este egal 4 ori T. De 4 ori? T egal 4 ori T. Da. După ce Dragoș cheltuiește 50 de lei, deci D minus 50, iar Tudor primește cu 300 de lei mai mult decât duplul sumei pe care a avut-o. Deci D plus 300. Deci D plus 300, asta în paranteză, ori 2. T plus 300 sau D? Deci T, T. T plus 300 ori 2. Pentru că 9 ne spune aici. După, deci, Tudor primește cu 300 de lei mai mult decât dublul sumei pe care o avea. Adică T ori 2 plus 300 sau T plus 300 ori 2. T ori 2 plus 300. Așa, deci T ori 2 plus... T ori 2 plus 300. Scuzați. Deci T ori 2 plus 300. E dublu, nu? Vorbim de dublu. T ori 2 plus 300. Sumele lor devin egale. Ah. Deci asta e D minus 50. D minus 50 egal cu T ori 2 plus 300. Este dacă am zis bine. Te rog să mă citești odată. Dragoș are de 4 ori mai mulți bani decât Tudor. Așa. După ce Dragoș cheltuiește 50 de lei, iar Tudor primește cu 300 de lei mai mult decât dublul sumei pe care a avut-o, sumele lor devin egale. Ce sumă a avut la început? Așa. Domn profesor. Irena, ai tu ceva de obiectat aici? Se pare corect? Da, doar nu știi să o rezolvi, da? Deci traducerea relațiilor este corectă, da? Da. Ia să vedem. Păi dacă noi acolo am putea să scriem că 4 D minus 50 este egal cu D ori 2 plus 300. A, să locuim pe D-ul de aici și îl punem în jos aici. Deci în loc de D să punem 4 D. Nu că D-ul da, chiar și facem numai cu D. Numai în T. Din relația asta... Lucrăm acolo și trebuie să ne dea T-ul. Și atunci a 6 T este egal cu 300. Deci echivalent. În loc de 4 T, în loc de D pun 4 T, îți vorbește tot, Irene, 4 T. 4 T. Minus 50. Da? Unde minus? A, mă scuzați. 4 T minus 50 egal cu? Egal cu 2 T. Da. Plus? 2 T plus 300. Corect. Echivalent cu? Da, nu uita cum lăsați să spun. Să spunem. 3 minus 50. Ce am putea face, Daria? Păi, am putea să facem 6T minus 50 este egal cu 300. Și atunci 6T este egal cu... Oprește un pic mai rar. Deci 6T. Dar de ce 6T? Pentru că l-am luat pe cel din partea dacă am face 300 minus 50 ar fi corect. 300 minus 50, cel mult, plus 50. Am plus. Că... A, chiar, și atunci... Și atunci de 50 plus 6 te cum? Pentru că sunt... Pentru că sunt... Deci, noi acolo, avem 4... Păi da, 4 te sunt în stânga și 2 te în dreapta. Păi da, și adunăm. Dacă adunăm, fac 6 de la... Dar de ce se adunăm? Păi cum se adunăm? Dacă ai fost în aceeași parte... Da. Da? Dacă aș fi fost în aceeași parte, ar fi fost așa. 4 și cu 2. Înțeles. Deci 4T este egal cu 2T plus 350. Da. Am putea să deci am putea să scrie așa. Și atunci 2... 4T... Hai să zicem așa. Mergem. 4T... 4T este egal cu 2T plus 350. Da. Și atunci rezultă că 2T este egal cu 350. Sigur că da, dacă 4T face 2T plus 350, atunci numai 2T. 2T este egal cu 350, deci 2T este egal cu 350. Și T este egal cu 350 împărțit la 2. Deci T este egal cu 1, 6, 175.
Pe 175. 2 este egal cu 775 și 2 este egal cu 175 ori 4. Și 2 este... Dar eu vreau să întreb ceva. De ce dar ai spus 6 de la început? Pentru că m-am gândit că... 6 le... Păi într-o parte... Unul într-o parte și... Nu. Trebuia să... Deci, acolo dacă vroiam să fac asta... Adică era minus acolo. Deci atenție, Dalia. Deci nu se poate să greșim așa, da? Da. Atenție. Aici a fost o adunare. Și ăsta e rezultatul. Și atunci, înseamnă că din descăzut scădem pe unul din termeni și obținem pe 350. Deci 4T minus 2T. Și, deci da? Dacă atenție de... mult. Nu avem voie să greșim, că dacă da, așa foarte tare te duci până înainte voi corecta. Și nu facem niște lucruri atent, se întâmplă ca să spunem lucruri greșite și ne întrebăm de ce. Deci aici, Darea și Irene. Am înțeles și vor fi mai un pic, fără să mai comentăm asta. Darea și Irene, aici este vorba de adunarea a două numere și ăsta e rezultatul adunării. Atunci știm bine că din rezultat scădem pe unul din termen și obținem celălalt termen. Deci 4T minus 2T face 2T egal cu 350, T egal cu 175. Și atunci, dacă T egal cu 175, D este egal cu 175. D ori face egal de 4 ori, da? D egal cu de 4 ori ori 175 și face... Care ne dă 700. Da? 700. Da. Ăsta este de... Am rezolvat. Un pic să vedem altceva. Oare am putea metodă grafică? Da, s-ar putea așa. Cred că ar fi mai ușor metodă. Da? Nu ar fi mai greu. Hai să încercăm. Vă propun să încercăm. Da, știu. Trebuie să facem din diferență. Pe cine să leau cel mai mic? Păi D e cel mai mic. Păi D? Da? T, da, mă scuzați. Deci T-ul îl luăm un segment. Punem T. Iar pe D îl luăm de 4 ori T-ul. 1, 2, 3, 4. Ăsta e D-ul. Așa. Și dacă noi din D luăm 50, deci luăm o parte din T. Deci o din plus D. Plus 50. Minus 50. La D, zicem, plus 50. Deci da. așez minus 50 minus. Din tot D-ul. Din tot D-ul. Scădem un 50, da? Deci, de fapt, ăsta îl scădem. Da. Ca și cum ar scădea din T, un 50. Și la T adunăm, deci la T, punem încă un segment de la T. Pentru că nouă ne spune că dacă noi la T facem dublul lui și încă 300, vor fi egale. Deci construim acum pe 2T, 2T, adică tu o dată și încă o dată. Așa. Și bucățica aia care ne-a mai rămas de la... Și încă 300. Deci toată bucata asta. Și încă 300, da? Și încă 300. Domn profesor, așa să înțelege un segment și încă ceva e 300. Păi un segment de T și încă ceva e 300. Este 300. Și acum putem să facem 350. Pentru că vedeți că noi deja avem acolo, care și cum ar fi surplusul. Și 350 împărțit la... Am putea să ne împărțim la 6. Dar nu. Păi, nu. Daria, dacă cu 50 ăsta vin aici, înseamnă că completez 2T. Da. Deci 350 împărțit la 2, ca să aflăm... Un singur T. Uitați cât de clar este. Deci lipsea 50-ul, ca să fie... Și vin cu ăsta sus, și atunci vine 350, egal cu 2 de T. Un T și încă un T, care s-a completat, da? Până în 50-ul. Deci 2T egal cu 350, și atunci un singur T egal cu 350 împărțit la 2. Și egal cu 175. Și de aici e ușor, pentru că facem 175 ori câte segmente avem acolo, adică 3, 4 segmente. Gata. Și gata și de 1.
Acum, eu insist. Unde vi s-a părut mai ușor? La metoda figurativă. La metoda figurativă. De ce? Doar dacă ai observație bună la metoda figurativă. Sigur că da. Iar aici a fost riscul mare să fie greșit. Că v-ați repezit amândouă. Da. Amândouă a spus că șasete. Nu, eu nu știam. Ori plus 50, ori minus 50. Nu știam care dintre variantele astea. Păi da, analizăm cu atenție. La metoda figurativă? Sau la... Nu, la acolo. De nu știam asta. Dacă acolo trebuia să... Eu credeam că trebuie să scad, nu să adun. Păi bine. Atunci dacă priveai asta ca o scădere, fii atent aici. O scădere egal cu rezultatul ăsta. Atunci, știi bine că descăzutul egal cu rezultatul scăderii plus 50. Da. Și atunci, de aceea, deci, faptul că tu ți-ai stat pe gânduri este un motiv că n-ai analizat cu foarte multă grijă. Deci, ăsta este rezultatul scăderii. Ăsta e descăzutul, scăzătorul, și atunci descăzutul va fi egal cu rezultatul plus 50, da? Plus scăzătorul. Și noi iată că ajungea la 350 foarte repede. Eu aș vrea să insist să vă spun că metoda figurativă mi s-a părut mai la îndemână. Da. Că din patru te cât a fost de eu, am scăzut 50. Bucățica asta. Și la 2 te i-am mai pus 300. Și am ajuns cât... Deci dacă îi pun 50 sus, lui 300, îl fac acum pe 2T, l-am completat pe 2T. Da. Și este mult mai vizibil. Toată lucrătura asta, tot ce a însemnat până la 2T egal cu 350, se vede deodată din figură, din metoda figurativă, da? Am ajuns să dau pe la testul 5. Te rog. Și din nou, primele două... Ei, acele care sunt foarte simple, foarte simple, le lăsăm. Da. Cât ai și tu ceva vrei să întrebi? Da. Hai? Da. Deci o să trecem la 4. Te rog. Și avem aici. Aflați toate numerele naturale, nenule, care fiind împărțite la 6 dau. Deci aflăm toate numerele naturale, nenule. Care împărțite la 6 dau. Rezultat. Câtul 9 și restul mai mare decât 3. Câtul 9 și restul mai mare decât 3, da? Păi nu știm că restul trebuie să fie mai mic decât o părțită. Deci restul poate să fie numai 4 și 5. Deci aflăm toate numerele care împărțite la 6, îi dau câtul 9 și restul mai mare decât 3. Și după ce ne-a zis dumneavoastră și de la școală că nu așa. Noi știm că este împărțitul A egal cu împărțitorul 6 oricâtul 9 plus restul. Cum știm că restul e mai mic decât împărțitorul decât 6? Știm asta din teorie. Noi mai avem o observație că restul e și mai mare strict decât 3. Adică 4 și 5. Deci restul are voie să fie, restul egal cu 4, adică mulțime așa, aparține mulțime 4 și 5, cele două posibilități. Și mergem în cazul întâi, restul egal cu 5. Deci am împărțit la... Atunci A egal... Am împărțit la 6. A egal cu 6 ori 9, că am scris odată, Daria. 6 ori 9 plus restul pe care l-am luat noi în considerare 5. Plus 5. 54 și cu 5, 59. Deci este egal cu 59 primul caz. Și A împărțit la 6. Restul e egal în varianta 4. Și atunci A va fi egal cu 6 ori 9. 58 va da, plus că 4, e cu numai mic rest. Da? Și atunci asta e deja seama. Bun. Atristiu. Așa. Suma a 6 numere naturale este 57. Deci A plus A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6. 6 zici, nu? Uh-huh. Este? Suma a 6 numere naturale este? Suma a 6 numere naturale este 57.
57. Nu ați dai seama că sume mici. Așa. Este egal cu 57. Primele două. Primele două sunt consecutive impare. Deci primele două sunt consecutive pare. Pare adică din 2 în 2. Atenție, consecutive? Pare. 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 Din 2 în 2. Adică? Adică poate să înceapă de la 2, 4 și 6. Și 0. Dar primele două, adică, nu? Primele două, mi-ai zis. Păi da, adică primele două. Unul dintre ele, adică primul, poate să fie ori 2, ori 4, ori 6. Dar 8 din 2. Pentru că 8 trebuie să fie cifre. Dar sunt nenule. Deci face și observații. Ca 1, virgula A2, A3, A4, A5 și A6, nenule, da? Diferite de 0. Și trebuie să fie cifre? Nu, nu, nu. Numere naturale, nu cifre. Suma a șase numere naturale este 57. După aceea. Primele două. Deci primele două sunt consecutive pare. Bun. Primele două sunt consecutive pare. Deci ar putea să fie 0. 0 nu. Nu. Nu apoi. 2 sau 4. Deci aș avea varianta 2, 4. Sau varianta 4, 6. Sau varianta 6, 8. 8, 12, 8, 10. 8. Cât ai zis? 8, 10. 10, 12. 10, 10 așa. 12 și așa. Am înțeles acum la ce se referă. Da. Următoarele două au suma 12. Următoarele două, deci C plus D, A3 plus A4, cum am zis. A3 plus A4, cum am zis noi. Așa. Egal cu 12. 12. Iar unul este triplul celui de alt. Putem să-l aflăm, putem să-l aflăm, să aflăm unul dintre ele. Deci unul este triplul celuilalt aici? Da! A treia, a patru? Da! Deci spune aici. Următoarele două au suma 12, iar unul este triplul celuilalt. Adică în suma aceasta. Unul este triplul celuilalt. Deci putem să aflăm unul făcând 12 împărțit la 3 și atunci unul este 4. Dar mai am vreo informație? Da, asta am da. Ce mai spune? Da, doar am. Deci, diferența dintre ultimele două este 21, iar unul este de 4 ori mai mare decât celălalt. Deci diferența dintre ultimele două profesori. Stai! Aici eu aș vrea să... Deci diferența dintre ultimele. Atenți! Dacă în aceeași frază se referă la unui de... Da, 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 într-o problemă. Ia de să-i deci, suma șase numere naturale este 57. Primele două sunt consecutive pare. Bun. Următoarele două au suma 12, virgulă, iar unul este triplul celuilalt. Și mai departe? Apoi, o altă propoziție. Diferența dintre ultimele două este 21, virgulă, iar unul este de 4 ori mai mare decât celălalt. Bun. Da, deci acolo se referă. Hai să referă, da. Deci, A1, cum îți spune aici? Deci, A3 plus A4 e 12, dar zi suma, mai citește A3 plus A4 este 12, iar unul este triplul celuilalt. Deci A3, nu? Egal cu triplu de 3 ori A4. Dar profesor, a scris greșit, pentru că A5 este mai mic ca A6. Dar cine e mic? Că spune că sunt consecutive. Nu, 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 mai primele două. Am spus. Spunea între ultimele două. Dintre ultimele două, n-am da. Știut ce. Iar unul este de 4 ori mai deci mare. Deci A5 minus A6 face 21 și... Da. Unul este de 4 ori mai mare decât celălalt. Și dacă deci luăm logic, A5 este egal cu 4 așa. Da. Ei, acum am înțeles. Și putem să ne aflăm pe unul de acolo de sus, făcând 12 împărțit la 4. Acolo sus. Până 12. Am împărțit la 4 ca să aflăm unde. Da, ia să vedem aici. Dacă al treilea e de 4 ori, de 3 ori a 4, înseamnă că putem da peste a 4, nu? De 3 ori a 4 și cu un a 4, fac de 4 ori a 4. Deci de aici înseamnă că putem scrie relația. În loc de a 3, 3 a 4, de 3 ori a 4 plus a 4, fac 12.
adică echivalent, va spune că de 31, de 4 ori a 4, egal cu 12. Adică al 4-lea este 3. Iar al 3-lea? Al 4, al 4 e 3. Da, al 4 e 3. Da. Da. Al 4 e 3. Păi de ce nu? Mai vedem încă o dată. Tu îmi ești așa. Legătura este următoare. Unul dintre ei este de 3 ori celălaltul, da? De 3 ori celălaltul. Și da. Noi am zis al treilea de 3 ori. Și în loc de al treilea am pus aici am înlocuit. 3 a 4 și cu un a 4 care este de așa, fac 4 de a 4. Și egal cu 12. Da. Și atunci eu sigur a 4 este 3, iar a 3 de 3 ori. De 3 ori a 4, 3 ori 3, 9. 3 ori a 4 și face da, da, a 1 și a 2. Nu i-am lăsat de ce? Nu contează acum. Deci nu m-am mai ocupat de ei. Da. Eu am vrut să găsesc pe al 3-lea și pe al 4-lea și am găsit. Unul e 3 și altul e 9. Suma lor face 12. Cum a spus aici. Iar unul dintre ei e de 3 ori celălalt. Da. Unul dintre ei, 9, e de 3 ori celălalt. Corect. Mai departe. Păi, 9 acolo ne spune... În loc de a 5, o spune de 4 ori. Deci, diferența ultimelor două numere. Am scris asta, Dare. Am scris-o. E 21 și... Unul este de 4 ori mai mare. Așa, o scris. E 21. Nu 21, față la 4. Nu facem mecanic. Nu, înlocuim, da, este la 5. Ce facem? Dacă al 5-lea e de 4 ori a 6-lea, înlocuim aici. Și unde al 5-lea este de 4 ori a 6. Pentru că am făcut o prostie. De 4 ori a 6, minus 1 a 6. 4 a 6, minus 1 a 6. Toată lumea scrie. Egal cu 21. De 4 ori a 6, minus a 6. Egal cu 21. Deci, ce e ce am însemnat? 5. Ei, da. De 4 ori a 6, minus 1 a 6. 4 meri, minus 1 măr. 3 meri. 3 meri. 3 ori a 6. De 3 ori a 6, egal cu 21. Înseamnă că a 6. A 6. Egal cu? Este dacă 3, dar numai 1 singur. Egal cu 7. Egal cu 7. 7, 21 părțit la 3, da? 7. Da, da. Deci a 6 egal cu 7. Iar deci a 5? A 5 este egal cu 7 ori 4. Corect. Deci a 5 este egal cu 28. 28. Aoleu, câte știm deja. Să le scadem din 27 de bună. Stați bun. Puțin. Mai vedem încă o dată. Vreau să înțelegeți bine partea asta care am lucrat-o mai sus, în cele două relații. Perechi de relații, că sunt da. Câte două la fiecare. Și că suma lor face 12, dar unul din 3 ori mai mare decât celălalt. I-am găsit. Apoi ce diferența dintre 2 fac 21. Ia să vedem chiar așa, între aceștia 2 fac 21 diferența? 28 minus 7 face 21. Corect. 27, da. Iar unul dintre ei este de 4 ori celălalt. Da, adică da, da, al 5-lea e de 4 ori cât 7. 4, 7, 28. Totul e perfect. Și acum se înlocuim sus. Păi! A 1 plus A 2 nu știm. Dar nu putem... A 1 plus A 2. Lăsăm așa, Dania. Plus. Da. A 3 plus A 4. Hai. A 3 plus A 4 avem 20. A 3 plus A 4. Scrie-mă, Daria. Păi da, da, A. Doar scrie și nu mai fără. Scrie așa cu toată, cu tot simțul de răspundere, da? Da. Așa, deci A1 plus A2... Plus 3. Dar nu le-ai scris pe asta, Darea. Rezolvate, să văd. Bună, nu le-ai scris. Păi da. Dacă nu vreți să scrieți, nu pare rău, că... Tot ce am făcut eu pe tablă, totul trebuie lucrat, am scris pe creția. Deci, n-am să mai scriu nimic, decât în măsura în care ai scris voi pe... Că ai și un dictat mie. Acum de ce te uiți pe tablă? A, tu n-ai scris nimic. Da, deci perechile ce le-am văzut. Apoi, asta ai scris-o, n-ai scris-o? Am scris-o pe aceea. Unde este? Nici. Păi,
cât e Darian. Dacă tu înțelegi ce este scris aici cu copiii de pe tablă, n-ai cum să... Te uiți pe tablă și scrii. Când te uiți pe tablă și scrii, nu poți să scrii corect. Da? Sunt niște măzgălele acolo, n-am nicio legătură, dacă mă vreți să ascultați. Scrie exact cum zice domn profesor acum. Îi scrie din nou și exact, uite-te de pagina și scrie identic, așa. Deci, a 3 plus a 4 egal cu 12, da? A 3 este 3 ori a 4. Nu te mai uiți la tablă. Dacă ai înțeles, am locuit pur și simplu. Da, pur și simplu te uiți acolo. Faci calculul tu, pur și simplu. Rezultă că A6 egal cu 7, A6 egal cu 7 și A5 egal cu 28. Mulțumesc, Alicea. Și acum, spuneam, când întoarcem în relație și Daria, te rog să vorbești, că eu nu știu ce să spun. Te zici A1 plus A2. Deci, A1. Plus 3 plus 9 plus Iren plus Iren plus A5, adică loc de A5 că ziceam. A5 28 plus 28 și plus cât în continuare? Plus al 6-lea care este? Plus 7 egal cu 57 echivalent cu? Adunăm... Așa, numele. Deci zicem A1 plus A2. Le grupăm. A1 plus A2. Da. Plus... Hai să facem toată adunarea ta asta deodată. Că... Da, facem 3 plus 7, 10. 9 plus 28 face 37. Plus 10, 47. Plus 47 este egal cu 57. Echivalent cu... De aici, A1 plus A2, face? Cât obține? Face 10. Deci A1 plus A2. Și varianta este 4 și 6. Egal cu 10. Și varianta este asta care convine, 4 și 6. Înseamnă că A1 este 2, 4, mai 4, A1 egal cu 4, și A2 egal cu 6, da? Și totul este rezolvat. Hai să mai vedem o dată problema, cum anume am gândit aici, ce a fost important. Tot ce este dat ca informație de autor este cu atenție folosit de noi. Și am zis așa, e vorba de faptul că, zice, ele sunt pare, nu? Pare consecutive. Două din ele pare consecutive, numai două. Da? Primele două pare consecutive. Apoi, următoare informații despre a 3 și a 4, nu spune așa. Ele împreună fac 12, iar unul din ele e de 3 ori celălalt. Și de aici am putut găsi pe... Care număr face ori el triplul lui? Triplul? Era normal, 3. Da, de 3 ori același. Deci, de cauza asta am locuit și ne-am zis de 4 ori. Ar veni 4 ori 3, 12, ca și cum pe 12 am păstrat 4. Ma, despre așa, a 5 și a 6, ne furnizează alte informații despre a 5 și a 6. Despre așa. Diferența lor este 21, iar al cincilea este de 4. Unul din ei. Dar când ați unul din ei, noi ne-am dat seama că la al cincilea e vorba. De ce? Pentru că dacă scăderea e 21, ăsta e mai mare, descăzutul. Da? Și l-am fixat noi pe al cincilea, atunci gata, am răspuns corect la problemă. În final, am aflat pe al treilea și al patrulea, pe al cincilea și pe al șaselea. Și când am locuit, că suma toată...
ne-au dat clar că e vorba de A1 plus A2, 4 și 6 și cu asta am aflat perechea respectivă, da? Da. Cât este ceasul? Cred că acum... Stați că vă spun eu. Venite cei de A6 și... De A6. Cine de A6, domnul profesor? Așa. Numai bine faceți sinteza, da? Haideți să vedem ce am urmat. Ce s-a făcut metoda falsă ipoteze. Așa. Deci, hai să spunem aici. Zicem așa. Sinteza orei. Sinteza orei. 1. Metoda falsă ipoteze. Metoda falsei ipoteze. Da, metoda falsei ipoteze. 2. Împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest. Da? Teorema împărțirii cu rest. Aflarea unui număr mare și păcarea. Aflarea unui necunoscut e dintr-o relație, nu? Da. Așa. Aflarea unei necunoscute dintr-o relație. Da, aflarea unui necunoscut dintr-o relație. Aici, atenție, multe, am făcut notațiile cele, da? Și vezi notațiile făcute. Pentru rezolvarea corectă. Pentru rezolvarea corectă. Deci, vezi notațiile făcute pentru rezolvarea corectă. 4, 5. Asta este peste 4. 4, 4. Problema care am făcut-o... Acum, găsirea unor necunoscute... Găsirea unor necunoscute... Dintr-un sistem de relații. Un sistem, mai multe relații. Mai multe relații. Găsirea unor necunoscute... Din mai multe relații date, da? Da. Și 5, metoda figurativă. A, da. Metoda figurativă. Da, cam asta a fost, da? Le mulțumim, prietenilor noștri, și să-i rugăm ce se fac. Să nu uite să fii somer și nu uita de like și share. Și am uitat, mai în timpul lecției, să le mai spunem mai des. Să mai dea câte un like și un share. Noi ne luăm o problemă. Voi de așa să acum aveți avea grijă. Așa de la așa. Bine, dacă suntem așa ce am voi avea și colegii de așa. Deci să le spunem prietenilor noștri să dea like și share, să răspundească și un comentariu să lase dacă sunt drăguți și le place lecția noastră. La revedere, dragilor!